Duhul Domnului lucrează în felul în care pregătește programul și, deși noi nu suntem așa de picky în colaborarea noastră, lăsăm libertatea fiecăruia. Ce a citit fratele George la momentul nostru de rugăciune se pregătește sau se potrivește foarte bine ca o pregătire pentru introducerea asta la Elie. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Asta puteau să fie cuvintele lui Elie, despre care vom vorbi puțin în seara aceasta. Am în mâna mea niște foi. Există un efort concertat sau, cum să zic, coordonat al multor păstori români și englezi, americani, să pregătim predici pentru vremuri grele. America se teme că va intra în vremuri grele. Acum, noi care am fost în România, nu să le preobservăm. Că noi am trăit vremuri mult mai grele decât se plâng americanii, dar pentru dânsii sunt vremuri grele. Pe de altă parte, există oameni care au crize în viața lor și intră în depresie, așa cum a intrat în Ilie. Ce faci când ajungi în vremuri de criză? Eu am trecut pentru astfel de vreme în lunile acestea. Sănătatea, probleme. Săptămâna aceasta m-a sunat cineva care a intrat într-o depresie și știe că eu am tradus o carte a unui foarte medic din Austria, încredințează Domnului nervii tăi obosiți. Și mi-a zis, frate Daniel, vreau cartea aceea pentru că trec printr-o foarte adâncă supărare cu familia noastră și am intrat în depresie și nu știu ce să fac. Mă rog și păstesc, dar mă simt așa că mă prăbușesc într-o groapă fără fund și nu mă pot ține de mal și mă duc în jos. Fie că sunt motive economice, fie că sunt motive de sănătate, fie că sunt motive de biserică, toți trecem prin astfel de șocuri numite vremuri grele. Probabil că dumneavoastră ați trecut prin așa ceva sau veți trece prin așa ceva, așa că mesajul acesta este pentru noi toți, este rezultatul muncii la mai mulți predicatori. Eu îl adaptez așa cum este inima mea pentru dumneavoastră. Experiența lui Ilie este un ground fertil, un pământ bun pentru studiu în direcția aceasta. Iată introducerea unui prieten de-al meu. Ce să faci când vremurile sunt grele? Și ele vin? Greutățile în viața ta vin într-una? Vin așa cum vin cu tremurele și revărsările de apă, pe neașteptat. Pregătirea aceasta pentru vremuri grele vin așa ca revărsările de apă pe neașteptate, vin cu forțe uriașe ca și tsunami sau ca uraganele, vin așa ca și crizele economice, valuri. Așa vin bolile și moartea și toate neajunsurile și durerile pe care le avem pe pământ. Tradus din limba engleză. Așa s-a întâmplat cu Ilie și a ajuns în situația aceasta în care el însuși a intrat într-o depresiune. Un om puternic, un om cu legătură personală cu Dumnezeu, un om cu o relație specială cu Dumnezeu, cu o lucrare extraordinară în generația aceea, un făcător de minuni, a intrat într-o depresie. De ce n-a făcut o minune să iasă din depresie? Nu există minuni ca să ieși din depresie. Nu există. A intra în depresie și a intra în vremuri grele face parte din experiența umană inevitabilă a fiecăruia dintre noi. O veste rea despre soția ta, despre copilul tău, despre... Și dintr-o dată ești dat peste cap. Ce să faci atunci? Și frații spun, în primul rând trebuie să învățăm că anumite lucruri trebuie să le faci și anumite lucruri nu trebuie să le faci. Hai să vedem alea care nu trebuie să le faci. Primul lucru care nu trebuie să le faci este să nu fugi. Și este în versetul 3, partea 1. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. Există necazuri de care poți fugi și necazuri de care nu poți fugi. Dar fiecare dintre noi aveam senzația aceasta că am vrea să scăpăm, să fugim undeva. Să te ascunzi undeva, să intri într-un întuneric, să facă Dumnezeu cumva să ieși din situația aceasta. E ca un vis în care ai vrea să te trezești. Mi-aduc aminte de fratele Giabău și relația lui cu tata, o relație specială de prietenie în lucrare.
și oboseau câteodată sistemul lor nervos, statul, presiune, departamentul, securitatea, frații din biserică, păstoreau mai multe biserici, fiecare biserică avea problemele ei. Nu mai puteau, nu mai puteau. Și parcă l-aud pe taica Pascu spunând, așa cum spunea psalmistul, o, de aș avea aripile porumbelului să zbor la marginea pustiei într-un han părăsit. Spunea Vasile, am ajuns ca psalmistul Vasile, îi spunea Pascu lui tata, am ajuns ca Vasile, aș vrea să mă duc în pădure să nu văd nu chip de om, să nu văd chip de baptist. Să nu văd frați, să nu văd surori, să nu văd comitete, Vasile, undeva să fiu într-un codru, singur, singurel, 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 să n-aud pe nimeni, eu cu mine, să mă lase în pace tot, să mă pot ruga, să mă pot liniști și să-mi dea Dumnezeu de mâncare cu corbi, așa ca lui Ilie. Avem dorința aceasta să fugim. Nu poți să fugi. Nu e o tendință bună. E normală când apeși undeva, presiunea face ca celelalte să vrea să fugă în altă parte. Unde apeși, vrea să fugă. Și când vine apăsarea asupra noastră, tendința e să fugi. Dă-ți demisia, pleacă în altă parte, schimbă asta, du-te în alt oraș. Eu știu, fă acutare sau cutare. Fuga nu este o rezolvare. Trebuie să învățăm că fuga nu este o rezolvare. Lucrurile rele, ca și lucrurile bune, vin în viața noastră trimise de cine? De Dumnezeu. Îngăduite, dacă nu trimise de Dumnezeu. Și trebuie să învățăm să spunem ca și eu, fuga nu este o soluție. Primim din partea lui Dumnezeu binele, oare să nu primim și, cum spunea Iov, răul? Încercările noastre ușoare de o clipă. În împărăția lui Dumnezeu veți intra prin necazuri. Caracterul se folosește, se formează și în binecuvântări, dar mai ales în vremuri de criză. Piesa când e pe strung, strigă, țipă. Fierul când este pe nicovală și este bătut, scoate scântei și ar vrea să se ducă în altă parte. Face parte din procesul de producție. Dumnezeu ne lucrează nu numai cu răul, nu numai cu binele, ci și cu răul. Să nu vrem să fugim. Fuga nu este o soluție. E greu să spui amin, dar aș vrea să vedem. Puteți să spuneți amin? Ajută-ne, Doamne, să primim din partea Ta și răul, așa cum primim și binele. Amin? Amin. Face foarte mult pentru sănătatea noastră mentală. Altfel ne prăbușim și mai mult, și mai mult în depresie. Stai acolo și accept-o ca din partea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, nu te izola de ceilalți. Spune așa, a plecat să-și scape viața, a ajuns la Berșeba, care ține de Iuda și și-a lăsat slujitorul acolo. Nici pe slujitorul ăsta nu l-a mai suportat cu el. L-a lăsat acolo. Îmi dau seama că e greu să vă puneți în pielea lui. Dar haideți să vă întreb altceva, altfel ca să vă arăt grozăvia gestului. Câți dintre dumneavoastră ați vrea să aveți un slujitor? Care să vă șteargă praful? Care să vă adune șosetele de pe jos? Care să vă facă mâncare? Câți dintre dumneavoastră ați vrea să fiți așa de bogat ca în evul mediu să aveți un slujitor? A? Nu spuneți că v-ați însurat, aia nu e o soluție, aia e altceva. Aia e altceva. Câți dintre dumneavoastră ați vrea să aveți un slujitor? Un slujitor este un om care te ajută. Ilie n-a mai putut să suporte nici măcar prezența celui care era acolo ca să-l ajute. Așa de mare era prăbușirea lui, vroia să fie singur. Este al doilea lucru pe care frații îl spun și eu îl spun, nu e bine. Nu căutați singurătatea. Încercările sunt ocazii ca să-ți găsești prietenii. Dumnezeu ne-a așezat într-o familie și Dumnezeu ne-a așezat într-o biserică. Încercările sunt
ocaziile în care avem cel mai mult nevoie de frați și de surori. Avem nevoie de cineva care să stea de vorbă cu noi. Avem nevoie de cineva care să ne asculte și să-i vorbim și să ne eliberăm vorbind. Doar atât să facă, să ne asculte. Nu căutați singurătatea. Este de obicei păcatul nostru al bărbaților. Noi când suferim, devenim muți, ne retragem în noi, ci intrăm ca ursul să hiberneze în bârlog. Și psihologii spune, aveți în înțelegere cu bărbații, lăsați-l acolo că la primăvară iese. La primăvară iese. Dar lăsați-l să-și rezolve, că până nu-și rezolvă el problemele lui, nu iese de acolo. Nu-l băzii la cap și nu-l lasă-l acolo în necazurile lui de bărbat, că așa e făcut bărbatul. Femeia vorbește, bărbatul nu. Bărbatul se bagă în bârlog acolo. Când vin problemele mari, nu căutați singurătatea pentru că nu este o rezolvare. Ilie a făcut-o și a plătit lucrul acesta. N-a fost după voia lui Dumnezeu. Caută oamenii pe care Dumnezeu ți-a pus aproape. S-ar putea să fie în familia ta, s-ar putea să fie în biserică. Caută-i. Nu sta singur la necaz. Și îți spun și de ce din propria mea experiență. Când stai singur, vorbești cu cine? Cu pereții. Vorbești cu tine și te convingi foarte ușor. Și ți se pare că necaz ca tine nu mai are nimeni. Ești foarte convingător pe direcția aceasta. Când vorbești cu tine, nu te contrazice nimeni. Și ajungi chiar să crezi că ești cel mai nenorocit dintre oameni dacă rămâi singur. Nu rămâne singur. Caută părtășia altor oameni. Nu rămâne singur. Singurătatea nu este o soluție. Singurătatea e problemă de pe parte din problemă, nu din soluție. Am observat ceva din experiența mea. Dacă îndrăznești să spui problema ta, să te deschizi și să spui, ce afli? Experiența mea este că în momentul în care spui despre problema ta, afli o sumedenie de oameni care trec prin aceeași problemă. Eu m-am dus să mă plâng de ochiul meu. Vreau să vă spun că dacă m-am plâns de ochiul meu la Portland, m-am plâns de ochiul meu la San Francisco, m-am plâns de ochiul meu la Betania, după ce am spus în public lucrul acesta, au venit la mine o sumedenie de oameni care mi-au spus că și ei au probleme de ochi. Și e inevitabil, dacă te deschizi și dacă cauți în sinceritate ajutorul fraților, vei găsi pe alții care au aceleași probleme ca tine, fie că e vorba de probleme financiare, fie că e problemă de familie, fie că e problemă de relație, fie că e problema de boală, vei găsi oameni care au aceeași problemă ca tine, ba mai mult, vei descoperi că există oameni care au probleme mai mari decât ale tale. Singurătatea nu e bună. Singurătatea te convinge că tu ești cel mai nenorocit. Și nu e adevărat. Nu e adevărat. Ilie era un alintat al lui Dumnezeu, dar nu știa să-și dea seama de lucrul acesta. Era un om în planul lui Dumnezeu, era un om în puterea lui Dumnezeu, era un om în misiune pentru Dumnezeu. Un om la care Dumnezeu nu renunțase pentru că avea încă multe lucruri de făcut, dar nu mai vedea. A văzut-o doar pe Izabela, amenințarea cu moartea, a intrat în criză, a fugit, a vrut să rămână singur. Nu e bine, nu e bine, nu e bine. Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le evităm. Al treilea lucru pe care trebuie să le evităm, spun frații și sunt și eu de acord aici din text, este să nu fii așa de pesimist încât să vrei să mori. Îngrijește-ți sănătatea. Majoritatea dintre noi când avem probleme, primul gând și cel mai nebunesc care vine în mintea noastră este ar fi mai bine să mor, așa cum a spus fratele. Nu-i pasă nimănui, dacă vorbesc, nu mă ascultă nimeni. Să vezi tu când o să mor, ce o să mă regrete ei. Asta trec prin mintea noastră. Soțul ți-a creat problema?
spui, să vezi când mor eu ce o să plângă el. Ce o să plângă el după mine. Și o să-și dea seama că alta ca mine. Știți poezia, da? Și bărbatul spune la fel. Ilie s-a dus într-un loc și a vrut să moară. Destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. M-am crezut o excepție. Nu sunt. M-am crezut un om cu un destin. Nu sunt. M-am crezut un om cu o misiune. Nu sunt. Părinții mei au adus neamul acesta în impasul în care sunt. Nici eu nu o să fac nimic. Nu se alege nimic, nici din ei, nici din mine. Mai bine să mor. Mai bine să mor. Nu este singur. Și Ion a vrut să moară. Și Iov a vrut să moară. Blestemată fie ziua în care s-a dus părinților mei vestea, s-a născut un prunc de parte băzbătească. Ieremia și-a blestemat ziua în care s-a născut. Oamenii intrați în crize. Oamenii intrați în crize. Nu ești primul tu și nu ești nici ultimul. Dar nu e bine. Dar nu e bine. Dumnezeu spune, ai grijă de sănătatea ta. Și unul din lucrurile care m-a surprins când m-am dus eu prima dată la un foarte bun doctor de aici din America, și aveam probleme cu depresia, mi-a spus trebuie să faci baie în fiecare dimineață și dacă se poate și seara. Și am zis, dar ce tocmai am stat așa de jegos, miros și eu am venit la asta că am probleme de suflet. Se spală sufletul cu apa de la șaur? Ce are omul ăsta în cap? Are o foarte mare legătură. Nu ne dăm noi seama ce mare legătură. Este o schimbare de decor, este o schimbare de preocupare. Vezi-ți de sănătate, nu-ți dori răul, nu te neglija. Dumnezeu îi spune lui Ilie, mănâncă și dormi, mănâncă și dormi. Vine o vreme în care singurul lucru pe care poți să-l faci, sub apăsarea problemelor, a necazurilor și a presiunii în vremea de criză, este să-ți vezi de sănătatea ta, să mănânci și să dormi, să mănânci și să dormi. Îl aduc aminte pe Rick Warren, soția lui avea cancer la sân, era operată, trecea prin niște stări foarte rele cu chemoterapia și el o veghea noaptea, ziua căuta să-și facă predicile și toate celelalte. Într-o dimineață era așa de obosit, la ora 11 când terminase cu tratamentul și cu toate celelalte, era absolut sfârșit. Și zice, m-am rugat Domnului și am spus, Doamne, nu mai pot. What's next? Ce trebuie să fac? Obișnuit să fac tot timpul, să fac ceva, obișnuit să fac ceva. Ori pentru familie, ori pentru biserică, tot să fac. Să scriu, să pregătesc, să stau de vorbă, să planific, să rezolv. Doamne, ce trebuie să fac? Și zice, așa a fost o tăcere și am simțit din partea lui Dumnezeu răspunsul acesta. Rick, du-te la culcare. Mă descurc și fără tine. Du-te la culcare. Ilie, mănâncă. Destul! Nu! Drumul pe care îl faci e mai puternic decât îți, mai tare, mai greu decât să închipui tu. Du-te și dormi. Mănâncă și dormi. Și îngerul i-a dat turte coapte pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. Omul acesta era în planul lui Dumnezeu și l-a avut ca bucătar și ca ospătar pe un înger al lui Dumnezeu. Ce bună trebuie să fi fost mâncarea aceea. Mănâncă, bea și dormi. Mănâncă, bea și dormi. Vezi-ți de sănătate. Dacă trebuie să mai slăbești, slăbește. Dacă trebuie să te duci să stai unghiile, du-te. Dacă trebuie să te duci să faci puțin mișcare la un health spa sau pe stadion sau să te plimbi pe străzi sau un parc, du-te, nu sta în casă, nu sta în casă, vezi-ți de sănătate. Dacă trebuie să iei ceva vitamine, ia vitamine. Du-te la doctor, dacă te pune la un tratament, ia tratamentul acela. Vezi-ți de sănătate, fii pozitiv față de corpul tău, nu dori moartea, nu dori moartea. Și ca un subpunct la punctul acesta, cineva mai sensibil și mai pătruzător ca mine a spus, nu-ți pierde speranța. În vremuri de criză nu-ți pierde speranța. Și el spune așa, ultimul lucru pe care îl pierde un om întotdeauna este speranța. Un om care a pierdut speranța a pierdut totul. Nu-ți pierde niciodată speranța. Fii optimist,
ca oamenii aia doi care s-au întâlnit într-o nenorocire și pesimistul a zis, nu se poate mai rău decât atât. Și optimistul ce a zis? Ba se poate! Nu-ți pierde speranța. Ilie își pierduse speranța și de-aia s-a prăbușit în groapa aceasta depresiei și nu putea să iasă de acolo. Și a pierdut speranța. Omoruse 400 de proroci, dar femeia aceasta a zis, îți vin de hac. Și o femeie mai periculoasă decât 400 de proroci. Și Ilie știa lucrul acesta și eu sunt convins de lucrul acesta. Și s-a temut de Izabela, femeia aceasta mă moară. Și a pierdut speranța și a plecat și a vrut să moară. S-a văzut la capăt de linie. Doamne, ajută-ne să nu ne pierdem niciodată speranța. Amin? Deci, câteva lucruri care nu trebuie să-l faci. Nu căuta să fugi. Al doilea, nu căuta să rămâi singur. Al treilea, caută să îți vezi de sănătate. Nu-ți pierde speranța. Al cincilea, al șaselea ar fi să te ferești de autocompătimire. Ce înseamnă autocompătimire? Când ajungi să-ți fie milă de cine? De tine. Fraților, autocompătimirea este la îndemână, este foarte ușoară și este un păcat. Notați-o dacă vreți. Tratați-o ca pe cel mai mare dușman spiritual al dumneavoastră. Autocompătimirea este un păcat. Pentru că autocompătimirea este sora geamănă a cârtirii. Dumnezeu nu știe să aibă grijă de mine. Uite unde am ajuns eu. Și când mă compar cu alții, alții o duc așa și eu așa. Și eu am făcut așa și am ajuns aici. Și ți se vorba aceea, de tine mă doare inima, dar de mine mi se rupe sufletul. Autocompătimirea este sora geamănă a cârtirii înaintea lui Dumnezeu și este un păcat. Este un păcat. Este echivalent cu a-i spune lui Dumnezeu, nu-mi place cum te porți cu mine. Nu știi să ai grijă de mine. Sau nu vrei să mă îngrijești. Fugiți de autocompătimire. Este un păcat care este mama multor alte păcate mai mici care sunt puii acesteia. De acolo vine mândria, orgoliu și o serie întreagă de alte lucruri. Autocompătimirea este un păcat. Primești înaintea lui Dumnezeu numai har. Dacă Dumnezeu ți-ar da ceea ce meriți, ai fi vai de capul tău. Dacă Dumnezeu ți-ar da ceea ce meriți. Adevărul este că nu-ți dă ceea ce meriți niciodată. În orice necaz ai fi aici pe pământ, nu-ți dă Dumnezeu ceea ce meriți. N-am să uit cât am să trăiesc eu. Gemetele fratelui Pop. Era acasă, fratele Emil. Și mi-a spus vorbele pe care am venit să vi le spun aici. Vi le repet. Frate Daniel, dacă iadul înseamnă dureri numai cât am eu aici, acum, spuneți de la amvonul bisericii să n-ajungă nimeni în iad. Nu te ia autocompătimi. Dacă Dumnezeu ți-ar da ceea ce meriți, dacă Dumnezeu te-ar face să simți puțin din durerile obsedante și arzânde și uscătoare ale chinurilor din iad, altfel ai vorbi. Dumnezeu nu-ți dă ceea ce meriți. Este harul lui Dumnezeu încă, tot ceea ce trăiești. Autocompătimirea este un păcat. Fii mulțumit că Dumnezeu nu-ți dă cât ar trebui să-ți dea și mai bine zis, să-ți dă ceea ce nu meriți să-ți dea. Îți dă har, îți dă sănătate, îți dă binecuvântări pe care nu știi să le numeri. Nu ajunge să te autocompătimești, este un păcat. Pozitiv, deci, ce ar trebui să faci? Ar trebui să-ți vezi de sănătate, numărul 1. 2. Stai de vorbă cu Dumnezeu și Ilie face un lucru extraordinar. Se duce la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, acolo îl duce Dumnezeu. De ce? Horeb era locul unde s-a coborât Dumnezeu din cer și a vorbit cu Moise și cu poporul. A fost punctul de început, a fost pe axa evoluției poporului evreu, a fost punctul de origine, zero din grafic. Dumnezeu l-a întors pe Ilie înapoi la punctul zero.
să se întâlnească cu Dumnezeul care a făcut promisiunile poporului evreu atunci. Și cumva i-a zis, Ilie, tu crezi că eu sunt Dumnezeul care are un plan cu poporul acesta? Tu ai ajuns la disperare. N-ai făcut nimic, ei omoră pe aia 400, nimic. Aia te omoară pe tine. Nu-s mai bun ca părinții mei. Nu este viitor pentru mine. Nu-i viitor pentru neamul acesta. Ilie, întoarce-te la punctul zero. Ascultă încă o dată ce am vorbit eu, cum i-am ales pe evrei. Hai să stăm de vorbă aici, să stăm de vorbă aici. L-am întors la punctul zero. Întoarce-te la experiențele frumoase care le-ai avut cu Dumnezeu când ai depresie. Adu-ți aminte de binecuvântări. Adu-ți aminte de intervențiile lui Dumnezeu în viața ta. Intervențiile acelea supranaturale, pe care nu le poate explica nimeni. Dar tu le știi, pentru că fac parte din umblarea ta cu Dumnezeu. Întoarce-te la dragostea din tâi. Caută lucrurile acelea, caută fața lui Dumnezeu. Sunt lucrurile pe care trebuie să le faci pozitiv. Al treilea lucru, să-ți îngrijești în sănătatea, să te întorci la experiențele plăcute cu Dumnezeu ca o piatră pe care să clădești. Al treilea este, fii gata pentru lucrările mici pe care le are Dumnezeu cu tine. Dumnezeu nu a terminat. Și Dumnezeu îi spune lui Ilie, du-te, adu-l pe Elisei, fă-l ucenicul tău, când ajunge acolo, unge-l pe ăla, împărat, făcutare, vreau să mor! No, mai avem de făcut. Mănâncă, vino să stăm de vorbă și când stăm de vorbă, încep să faci asta. Chiar dacă ești depresionat, chiar dacă te-ai prăbușit, chiar dacă ți-a pierdut casa, averea, cutare, stai de vorbă cu Dumnezeu și vezi ce vrea Dumnezeu să-ți dea. Pentru că Dumnezeu are în fiecare zi niște lucruri pe care tu și numai tu trebuie să le faci. Nu le poate face soția, nu le poate face copilul, nu le poate face altcineva din familia ta. Tu trebuie să le faci lucrurile acelea. Mici, nu sunt mari. Dar lucrurile acelea, găsește-le și fă-le cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu a terminat cu noi. Ajungem câteodată în fundături, ajungem în drumuri închise și spunem, gata, s-a terminat. Dumnezeu zice, n-am terminat, Ilie, n-am terminat. Noi avem un viitor mare împreună. Tu știi ce planuri am pentru tine? Și Ilie, mormăind și așa ca unul, spuneți-mi mie, pe muntele schimbării la frață, când Domnul Iisus s-a dus cu ucenicii acolo, pe cine a trimis Dumnezeu să stea de vorbă cu Domnul Iisus pe muntele schimbării la față? L-a luat de la pământ într-un car de foc. L-a dus în slavă. Și slujirea lui Ilie continuă. Vreau să mor, nu sunt bun de nimic. Era depresionat, era prăbușit. Dumnezeu zice, stai ușurel. Și când te iau de pe pământ, adevărata ta slujire, de-abia atunci începe. Și Dumnezeu l-a trimis pe Ilie și pe Moise să stea de vorbă cu Domnul Iisus. Și câte alte lucruri o să mai facă Ilie în providența și în istoria eternității pe care Dumnezeu a scris-o pentru el. Niciodată n-ai ajuns la capătul drumului când e vorba de slujire. Dumnezeu are încă multe lucruri pregătite pentru tine pe pământul acesta, pentru fiecare zi, caută-le, Dumnezeu le-a pregătit acolo. Și dincolo de moarte, altă slujire care nu se va termina niciodată. Dacă vrei să ai slujirea de a sluji pe Dumnezeu dincolo de moarte, începe să te obișnuiești cu ea încă de aici. Ilie, hai, la treabă! Doamne, da! Nu, Ilie, la treabă, Ilie, la treabă. Mănâncă, dorme, îngrijește-te și vină înapoi între oameni pentru că am nevoie de tine. Sunt lucruri pe care poți să le faci. Treci la treabă, nu-ți mai fie milă de tine. Am nevoie de tine, ești bun așa cum ești. Vino să faci ceea ce eu te pun să faci. Doamne, ajută-ne să învățăm lecția aceasta. Amin? Și să nu avem scuze, ci să avem un Dumnezeu care ne ridică din orice cădere și ne pune iarăși în picioare și ne înhamă să tragem la jug alături de El. Primește-ne, Doamne Iisuse, să fim lucrători împreună cu Tine și aici și în viața de dincolo, pentru totdeauna, Doamne. Vrem să Te slujim și să lucrăm împreună cu Tine. Amin? Amin, Doamne.